Încă de la începutul lunii iulie, inspectorii în muncă au verificat modul în care agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza județului Giurgiu respectă prevederile legale privind protecția lucrătorilor în perioadele cu temperaturi ridicate. După ce au desfășurat acțiuni de control la 50 de societăți cu un total de peste 1000 de salariați, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au constatat 27 de deficiențe. În această perioadă au fost sancționate cu un număr de 26 de sancții, avertizmente, precum și două amenzi în cuantum de 1000 de roni. Cât o amendă la câte 4000 de roni de agent economic. Printre cele mai frecvente deficiențe constatate s-au numărat nestabilirea de către angajatori a măsurilor pentru evaluarea riscurilor și pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor la temperaturi extreme, nerespectarea prevederilor referitoare la asigurarea măsurilor minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă și pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor, dar și neluarea măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor determinate de munca în condiții de temperaturi extreme.